să vorbim de una alta, vreau să mai copii. Maximiliană, încep prin a-ți mulțumi, în primul rând, pentru că ai acceptat invitația noastră. Știm că, din câte nu mă înșel, nu, este prima ta apariție în cadrul unei emisiuni. Te-am văzut oferind tot felul de interviuri și declarații, deși știm că ți-a fost cumplit de greu. La fel, vreau să continui prin a spune încă o dată condoleanțe. Personal, am reușit să vorbim doar prin mesaje în timp în care noi eram în vacanță, motiv pentru care nu am putut fi alături de tine. Încă o dată condoleanțe ție și familiei tale. Condoleanțe spun și eu, ți-am și spus personal, dar vreau să spun și acum să ne vadă lumea că să știe că ăsta a fost motivul, așa cum spune și Nasrin, eram în vacanță și am primit așa ca un ciocan în cap, două zile și eu și Antonia am vorbit numai despre asta și am fost triști, efectiv, deși Antonia nu-l știa pe Marcel, mereu îmi spunea, bă, nu se poate, bă, ce? Am fost efectiv triști, ne-a umbrit oarecum vacanța această veste cumplită. Mulțumesc frumos pentru condoleanțe, pentru urările de bine și vă mulțumesc pentru invitație. Cu tot dragul, Maximilian, nu vreau să vorbesc la trecut despre Marcel Toader, pentru că cred că ultima apariție a fost chiar alături de tine, dacă nu mă înșel. Urma să ne revedem împreună. 3 august, cred că o să rămână pentru tine, pentru familia ta, o dată fatidică, o zi în care nu te așteptai vreodată să se întâmple așa ceva. Mai ai puterea să-ți aduci aminte, să povestești, să mergi puțin în urmă și să-ți aduci aminte de cum s-a întâmplat totul? Da, este greu, dar am puterea să fac treaba asta. Trebuie să trec peste, n-am ce face. Era o zi în care ați ales să fiți mai mulți prieteni, nu? La un grătar, la o mini-petrecere, să spun așa. Este prea mult spus, poate. Da, era o zi de sâmbătă. Tatăl meu s-a dus la un vechi prieten de-al lui, la casă, undeva în Periș. Stăteau la un grătar, aveau piscină, vorbeau. Eu eram undeva prin zona Folentina, în Andronache, și am primit vestea că tatăl meu ar fi făcut un infart. În momentul ăla... A fost sunat? Da, am fost sunat de cel mai bun prieten al lui. Și în momentul ăla am intrat puțin în panică, dar trecând prin treaba asta și în 2012, am zis, hai să ajung repede acolo să văd ce se întâmplă. Ei nespunându-ți că a decedat, practic, nu? Da. Ți-au spus doar că a fost un infart ca să nu te sperie și să vii în siguranță. Și m-am urcat repede de mașină, am ajuns în Periș. Și în momentul în care m-am dat jos din mașină, am văzut o mașină de poliție. Culmea, mă întâlnesem cu salvarea pe drum. Nu mi-am dat seama exact pentru că eram cu gândul la treaba asta. Mă dau jos din mașină și singurul lucru pe care îl mai țin minte că a venit polițistul la mine și mi-a spus sunteți fiul domnului Toader, zic da. Și îmi zice condoleanțe. Și în momentul ăla ți s-a tăiat filmul și n-am mai avut reacție, n-am mai putut să am nicio reacție. Ai rămas efectiv piatră, stană de piatră. Ai spus că a fost o perioadă în care el nu bea, nu a fumat, n-a mai fumat așa mult cum bea, cum fuma, nu? Se liniștise, adică eu știam tot programul în ultima lună, pentru că ne descrisesem firma aceasta de reconstruire a piscinilor și construirea piscinelor. Eu luam de acasă, eu știam ce mănâncă, eu mergeam cu el la piață, eu îl duceam acasă. Deci era o perioadă liniștită a vieții lui. Da, o perioadă liniștită, nu mai fuma la fel de mult, nu mai bea la fel de mult. Și avea grijă de el. Nu pot să-mi explic. Spuneai și știm cu toții că și în anul 2012 tatăl tău primise o lovitură destul de grea. Atunci a fost prima dată când el a făcut infart. În urma unei autorizații ce îi fusese retrasă, practic a și pierdut un contract, spun eu, care valora foarte, foarte mulți bani, lucru pe care ni l-a confirmat chiar și bunica ta. Atunci, de fapt, de atunci problemele cumva s-au ținut lanț, nu? În viața lui. Da, tatăl meu nu a fost genul de om să se plângă. Nu l-am auzit să se plângă niciodată. Ținea totul în el. Iar supărările s-au adunat de-a lungul anilor, cu firma, cu proiectele, cu ce s-a luat, cu căsniciile, cu casa, cu chiriile. Și înțeleg că se rezolvase, nu? Și această problemă până la urmă. Da, din ce am înțeles și acum, în momentul ăsta, da, e rezolvate problema, să văd, nu știu exact, să spun. Pe parcursul acestui timp, în ultimele sale luni de viață, te ascultasem și spuneați că v-ați reapucat, v-ați reactivat firmă, o firmă pe care ați construit-o de la zero, voi doi. Ați dus la bun sfârșit două contracte, nu? În legătură tot cu piscinele. Deși Ruibel a fost marea lui pasiune și prima lui iubire, a continuat să facă și cel de-al doilea job care l-a consacrat așa și despre care vorbea cu atât de multă pasiune și dragoste. Voi doi, tată și fiu, și ați reușit să faceți acest lucru.
cu două contracte, nu? Nu ați, da. Nu ați rămas, să spun așa, datori sau nu a trebuit să mai îndepliniți... Nu, acesta a fost unul dintre norocuri, că nu am rămas, nu am nicio lucrare în momentul acesta și da, am apucat doar să facem două lucruri vara aceasta. Era fericit în ultima perioadă, se plângea de ceva, îl simțea eu împlinit, cumva i se luase o piatră de pe inimă, reușind să readucă această afacere în planul lui? Cred că era fericit, pentru că își dorea să muncească alături de mine și eu îmi doream să muncesc alături de el, mai ales pe acest loc cu piscinele, pentru că îi plăcea foarte mult, vrea să mă învețe meseria aceasta. Și ne construiam planuri împreună, ce vrem să facem, să ne construim o casă, să facem anumite lucruri. Dar eu mi-aduc aminte atunci când a venit cu tine în platou, eram și eu acolo, mi-aduc aminte cât de mândru era de tine și cât de fericit că faceți ceva împreună și că te are lângă tine. Îmi spunea cu ce mândrie vorbeam, am vorbit și după emisiune foarte mult cu el și îmi spunea cum mergeți la club, cum vorbiți, cum îi descrieți pe cei prezenți acolo, practic vă distrați pe seama ceea ce se întâmplă în anumite cluburi. Faptul că ieșiți împreună și că relația voastră este din ce în ce mai solidă și mai bună, mai nu știu cum să-i zic. De-aia eu sunt convins că el era într-o perioadă foarte, foarte, foarte bună a lui. Pe plan sufletesc așa. Da, pe plan sufletesc, da. Mai ales că ne apropiam extrem, extrem de mult în ultima vreme. Eu, înainte și în vârstă, mi-a arătat exact cum stau lucrurile în viață. Dar na, asta e. Care este lucrul, sfatul, exemplul cel mai important pe care o să-l ții și o să-l păstrezi de la tatăl tău? Să fiu om până la capăt, să nu las capul jos niciodată, indiferent de ce s-ar întâmpla, și să nu mă umilesc pentru nimic în lume. Un sfat prețios și sunt sigură că vei ține cont de el, pentru că ne cunoaștem de câțiva ani de zile. Marcel întotdeauna ne povestea la superlativ de tine și se vedea și în ochii tăi mândria ta și faptul că, nu știu, orice s-ar fi scris, orice, nu știu, în orice ipostază l-am fi văzut sau avea acel simț al umorului care l-ajuta să iasă din absolut orice situație. Din păcate, în viață, când ni se întâmplă astfel de tragedii, când avem cumpene și obstacole, se spune că atunci ne dăm seama care ne sunt prietenii adevărați, care sunt oamenii care merită cu adevărat să fie în viața noastră. Te întreb sincer, odată cu acest eveniment nefericit, te-ai îndepărtat de anumiți oameni, ții să-i ții mai aproape pe alții, te-au dezamăgit, ai simțit nevoia să vezi mai multă lume la mormântare sau să fii alături de tine în acele momente? Sincer, am avut o surpriză plăcută. Plăcută. M-au susținut toți prietenii mei și le mulțumesc pentru treaba asta. M-au susținut prietenii tatălui meu, prieteni despre care doar auzisem în povești. Au venit azi un prieten vorbind de 20-30 de ani, de când nu s-au mai văzut. Iar de dezamăgit că n-au venit anumiți prieteni vechi, nu, pentru că nu am învățat... Ai învățat să nu ai așteptări. Da, viața m-a învățat să nu mai am așteptări la oameni. Te întreb pentru că fiina lui Marcel, fiina voastră, Diana Bișinicu, s-a arătat a fi extrem de dezamăgită. Ba chiar a postat și un mesaj pe rețeaua de socializare. A fost și la noi aici, la Divertiland, și ne-a spus că se simte extraordinar de dezamăgită. Cumva l-a bătut obrazul mai multor, poate persoane publice sau poate persoane pe care nu le cunoaștem, nu sunt vedete, dar care s-au perindat în perioada de gloria lui Marcel Toader, când toate îi mergeau foarte bine. Și a repetat această întrebare: unde sunt toți prietenii? Unde sunt toți oamenii care ați fost... Care petreceau alături de el, care se băteau cu pumnii pe sânt, care plecați în vacanțe și așa mai departe. Nu știu să răspund la această întrebare. Eu țin să le mulțumesc celor care au venit, iar restul este problema lor. Dacă au vrut să vină sau dacă n-au vrut sau de ce n-au vrut, este problema lor. Poate că este mai bine, cum spui tu, să nu ai așteptări. Aș vrea să te întreb totuși ceva, pentru că am citit tot felul de articole. Este adevărat că inclusiv una dintre fostele sale soții nu a fost prezentă, Maria Constantin, dar a trimis o coroană inscripționată cu numele ei. Da. Ai primit vreun mesaj din partea ei sau din partea fostelor sale soții? Maria m-a sunat să mă întrebe dacă am nevoie de ajutor. Am refuzat-o respectuos, i-am spus, nu, mulțumesc frumos, mă descurc. Dar ai apreciat. Am apreciat telefonul, am apreciat gestul. Pe data de 14 septembrie am înțeles că tu, împreună cu Diana și celalți apropiați, veți organiza pomana, parasasul de 40 de zile.
ați terminat pregătirile sau sunteți în toiul lor? Suntem în toiul pregătirilor, pentru că pe 14 se va face și în București și se va face și în Constanța. Se ocupă bunica mea, mama tatălui meu. Trebuie să mă împar cumva. Și în amintirea tatălui tău, înțeleg că nu va fi un parastas clasic, așa cum, mă rog, cunoaștem cu toții. Va fi cumva în amintirea lui, cu o muzică, cu mâncare, nu? Cu zâmbetul. Cu petrecere. O petrecere. Da. Așa cum îi plăcea lui să petreacă. Fiind organizat și de prietenii lui, da, exact, vom face exact cum îi place lui să petreacă. Iar îi plăcea lui să petreacă. Eu vreau să te întreb ceva. S-au tot speculat tot felul de lucruri. De ce a murit, cum a murit, în ce circunstanțe. Mi-ai spus niște lucruri pe care eu nu le-am știut despre el și pe care bănuiesc că nu multă lume le știe. El s-a născut cu o anumită problemă la inimă, pentru că vestea că a murit Marcel Toader nu ne-a căzut, mie mi-a căzut cerul în cap, spun sincer. Și am zis, bă, n-are cum. Un sportiv de performanță, un bărbat așa de îngrijit și de atent la tot ce mănâncă și tot ce face și tot cum trăiește, iată că se poate și la el. Spuneai că s-a născut cu o anumită problemă a inimii, nu? Și eu am rămas surprins că totuși el a făcut performanță, a făcut performanță foarte înaltă într-un sport considerat cel mai greu sport aerob, din punctul meu de vedere, care îmbine și alergarea și fizicul în sine. Da, el avea o problemă din naștere, aorta principală se împărțea în două. Se împărțea în două canale mai mici. Și din cauza aceasta existau depuneri de grăsime. El, făcând un infart în 2012, una dintre aorte s-a umplut de grăsime și a trebuit să fie pus un stent. Cred că și în momentul acesta la fel s-a întâmplat. Nu știu, dar în momentul acesta ori s-a spart aorta, ori inima, nu știu exact. Oricum, a fost ceva masiv, pentru că a căzut brusc, n-au mai da, putut să-l resusciteze. Câte am înțeles din povești, 2 minute a durat tot. Nu. Salvarea a ajuns la timp, Max, atunci? Nu, din ce spune în presă, nu, a durat 27 de minute. 27. Da. Te întreb pentru că povești, am auzit tot felul de întrebări. Eu mă gândeam că poate tu ai întrebat pe cei care se aflau chiar acolo. I-am întrebat pe cei care se aflau acolo și mi-au spus 27 de minute mai exact. 27 de minute. Da. Crezi că dacă ar fi venit mai devreme, sau dacă, nu neapărat dacă ar fi venit salvarea mai devreme, dacă cineva ar fi fost în preajma lui care să știe exact ce să-i facă, ar fi existat șanse sau pur și simplu ce a avut el a fost fatal? Nu pot da cu părerea, pentru că nu știu exact ce s-a întâmplat în momentul, dacă i-a plesnit inima, nu mai avea ce să fac. Dacă mai avea șanse, la fel. Aștept niște rezultate de la IML în momentul ăsta, pentru că încă nu le-am primit. E adevărată informația acum că el nu mai lua tratamentul pe care l-avea pentru inimă de ceva timp, nu? Da, mai exact de 2 ani. Lui nu-i plăcea să ia pastile. Eu pot să-l înțeleg. În momentul în care nu-ți place să faci un anumit... Se credea dependent, practic, de acele pastile și nu vroia, nu? Da, El trăind sau nu, știind că se simte bine, nu face excese, nu credea că o să se întâmple asta. Nici eu nu credeam, nimeni nu credea. Este adevărat că și bunicul tău, tatăl lui Marcel Toader, a murit tot din cauza unui infart, în urmă cu 15 ani? Exact, aceeași cauză. Bunicul meu, muncind până la vârsta de 70 de ani, a venit într-o zi acasă, i-a spus bunicii mele, mi-e rău, s-a dus până în cameră și în 5 minute a murit. Am văzut câteva materiale și interviuri, declarații absolut dureroase pe care bunica ta a mai putut să le facă. Cu toții ne-am întrebat de unde poate să mai aibă puterea, cum își găsește liniștea, mă gândesc că în credință și de dragul amintirilor cu Marcel. Și se spune că nimic nu este întâmplător. Am înțeles că la ultima vizită pe care tatăl tău i-a făcut-o bunicii tale, a mers acasă și cadou i-a cumpărat un trandafir criogenat. Acei trandafiri durează peste câțiva ani de zile, nu? Peste 5 ani de zile. Da. Și bunica ta l-a luat ca pe un semn și a spus că nu-i vine să creadă. În fiecare vizită venea cu câte un buchet de flori sau cu câte o floară naturale și de această dată a ales să vină cu acest cadou, acest trandafir care îi va rămâne cu siguranță. Mulți ani au fost foarte multe coincidențe în acest caz. Nu știu de unde își poate găsi puterea, numai în locul ei nu vreau să fiu. Unei mame care și-a pierdut copilul. O vizitezi, ții legătura? Da, țin legătura, m-am dus la Constanța, am mai fost de 2 ore, după mă mai duc, pentru că e singur acum. Fratele tatălui meu trebuie să vină și el de pe mare. El nu a putut să vină, fratele lui Marcel? N-a putut, fiind navigator, era prins pe un vas petrolier și n-a putut. Vă dați seama și ce era și în sufletul lui, să nu poată să vină la mormântarea fratelui lui. Cine a putut să-l sune și să-i dea această veste cumplită? Cine și-a făcut? Mai exact cumnata tatălui meu, nevasta fratelui. Spune-mi,
firma pe care ai înființat-o și care, din ce ai spus, e în plină ascensiune, să zicem așa, intenționezi să o păstrezi în memoria lui și să faci în continuare această meserie pe care el o făcea cu așa drag, sau vrei să o închizi și să faci cu totul și cu totul altceva? Aici trebuie să mă gândesc, să gândesc lucid, pentru că am și anumite procese pe cap în momentul ăsta, procese pe care le avea el. Și în momentul ăsta am pus-o în stand-by, pentru că nu mânuiesc foarte bine această meserie, nu a apucat tatăl meu să spună, dar dacă voi aprofunda, voi duce în memoria lui, voi duce în continuare această firmă. Noi îți dorim multă, multă putere, pentru că știm că îți este extraordinar de greu. Doar tu știi ce este în sufletul tău și aș vrea să știu de la tine cine sunt persoanele care în aceste momente îți sunt alături și cine te ajută cu sfaturi, pentru că nu e deloc ușor, să fim serioși, Marcel Toader a fost un afacerist convins și un afacerist foarte bun. Ca în viața oricărui om de afaceri apar și momente grele, nu știu, poate perioade în care dai de faliment, de trebuie să pierzi o afacere, ești dezamăgit, ești trădat, pierzi contract. Cine va fi persoana care te va ajuta să-i continui drumul lui? Voi începe prin a menționa pe doamna avocat Oana Angel. Odată am vorbit cu dânsa și am stabilit cele două spețe. A fost persoana care a fost alături în ultima perioadă, chiar postau și poze destul de des de la biroul de avocatură. Da, și mulțumesc pe această cale. Prietenii mei, pentru că au cunoștințe în domeniu, nașul meu de botez, trebuie să vorbesc cu el să mă consult. Și cred că în primul rând ești tu, pentru că ție, Marcel, ți-a lăsat o zestre extraordinară de educație și de experiențe. Prin tot ce, văzându-vă aici, mi-am dat seama cât de bogată e zestra pe care ți-a lăsat-o el. Și eu cred că în momentul ăsta, așa cum m-am rugat înainte să intri în platou, atunci când te-am văzut, mă uitam în sus și ziceam, Marcel, sigur trebuie să fii cu noi astăzi aici. Probabil că el este undeva lângă tine acum și îți va călăuzi așa viața și va fi lângă tine în momentele cele mai importante. Asta trebuie să credem, asta îmi doresc eu să cred pentru Marcel și pentru prietenia pe care i-am purtat-o. Și îți doresc și ție, pentru că ești băiat tânăr și ai nevoie de ajutorul lui și de zestra pe care ți-a lăsat-o el. Mulțumesc frumos. Bine ai spus, Andrei, da. Marcel își face simțită prezența și cu siguranță este acolo să și se amuză odată cu noi, pentru că aș vrea să te invit, Maximilian, să mai rămâi cu noi și după o scurtă pauză, pentru că mai vrem să mai aflăm câteva lucruri. Așadar,